Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a webinarilor de Parenting Social Moms. Vreme de 45 de minute. Vom fi în dialog cu doamna doctor Ilinca Tranulis, medic, pediatru și consultant în lactație IBC-LC. Bună și bine te-am găsit, Ilinca! Bună, Gabi! Îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că se pot întâmpla lucrurile astea și de acasă. Da, într-adevăr, vezi, ne adaptăm și se pare că o facem destul de bine. Cu doamna doctor vom discuta astăzi despre beneficiile lactatelor în alimentația copilului. Așadar, vă invit să vă luați o cafea caldă, să vă găsiți un loc confortabil și să folosiți fără ezitare feed-ul de comentarii. Alături de doamna doctor vom încerca să răspundem la cât mai multe întrebări în timpul, dar și după webinar. Nu uitați, informația face diferența, așa că așteptăm cu mare drag share la emisiune pentru a ajunge la cât mai multe mămici. Cred că foarte multe mămici sunt interesate de acest subiect. Țin minte că și eu când am avut copilași mici, la început de diversificare, dar și ulterior, a fost întotdeauna un subiect despre care am vrut să știu cât mai multe. Cum vă spuneam, folosiți cu încredere feed-ul de comentarii, vom încerca să răspundem la cât mai multe. Și de asemenea, foarte important este să mulțumim tare, tare mult partenerului nostru Covalact, care a făcut posibilă ediția noastră de astăzi. Cum răsare biosoarele? Coana Chiva scoate bio-vaca la păscut. Bio-briza bate, bio-vaca paște și bio-musca bio-bâzâie. Seara, bio-laptele emuls și lăsat la bio-fermentat pentru un iaurt bio-adevărat. Iaurt bio de la Covalact de țară. Prea bun, prea ca la țară. Ne-a făcut un pic de poftă, ne-a făcut cu ochiul așa. Mâncăm și noi după ce se termină emisiunea. Ilinca, haide să începem cu începutul. De la ce vârstă oferim copilului lactate și cu ce începem? Ideal, din prima oră după naștere, că ei cu asta se hrănesc bebelușii imediat după naștere, cu lapte. Și laptele matern și laptele praf sunt tot o formă de lactate. Nu pot să mă abțin să nu povestesc puțin mai mult aici de beneficiile laptelui matern și că ne dorim foarte mult cât mai mulți bebeluși să fie alăptați. Ca alăptarea să meargă bine, ideal ar fi ea să înceapă în prima oră după naștere și să continue la cerere cât mai mult timp. În primele 6 luni de viață, laptele matern este suficient unui bebeluș să crească și să se dezvolte optim. Acolo unde laptele matern nu este suficient, sunt situații când din diverse cauze alăptarea nu funcționează cum trebuie. Se poate completa alăptarea cu lapte praf. Laptele praf este un lapte adaptat bebelușilor, adaptat diferitelor vârste ale bebelușilor. Acest lapte praf are o formulă special adaptată pentru copii. El poate fi preparat din lapte de vacă, dar și din lapte de capră. În jurul vârstei de 6 luni se începe diversificarea, iar în cadrul diversificării vor fi introduse și altfel de lactate decât laptele matern sau laptele praf. Deci începând cu 6 luni, după ce copilul este alăptat, să spunem, exclusiv sau poate hrănit cu lapte praf, după 6 luni putem să începem cu încredere și cu alte lactate. Da, teoretic nu ne împiedică nimeni ca printre primele alimente oferite să fie un lactat. Practic, el a tot primit și primește în continuare lactate prin continuarea alăptării sau prin continuarea hrănirii cu lapte praf. Deci nu sunt chiar primele pe listă pe care le oferim. Dăm legume, îi dăm carne, îi dăm fructe, dar
Repede, repede, între 6-7 luni, cel târziu până pe la 8 luni, introducem și lactatele. Nu e un moment anume când facem lucrul ăsta. Atunci când e vorba de un copil sănătos pe care nu îl bănuim de alergii sau care nu are ceva probleme speciale, lactatele pot fi introduse undeva până în vârsta de 7 luni. Le putem introduce, eu când povestesc la cursul de diversificare, cel mai frecvent introduc lactatele sub formă de unt adăugat peste legume sau în piureul de legume. Ăsta e cel mai ușor de introdus lactat. Este, conferă legumelor un gust mai bun. Și atunci bebelușii mănâncă mai cu plăcere. Plus crește aportul caloric. Legumele ne aduc vitamine, ne aduc fibre. Adăugând untul peste ele, vin niște grăsimi în plus care crește cantitatea de calorii astfel. Și mai târziu putem să-i oferim copilului iaurt sau brânză. Ilinca, dacă tot ai adus în discuție untul și ai spus că ar putea fi o primă variantă, o primă formă peste legume, haideți să încercăm să structurăm așa puțin pe vârste, să spunem ce tipuri de lactate au voie copiii să mănânce, în funcție, să spunem, un an, un an și jumătate, doi ani și ce cantitate. În regulă. În primele 6 luni de diversificare, deci între 6 luni și un an, pot introduce aproximativ toate tipurile de lactate. Încep cu unt, după care pot oferi copilului iaurt sau brânzică, simple sau în combinație cu fruct, cu avocado, cu cereale, cu legume, pot face orice astfel de combinații. Pot folosi laptele în preparate, dacă vreau să-i ofer cereale cu lapte. Este, să zicem, un copil alăptat și nu am niciun motiv să-i spun mamei să se mulgă și să prepare cerealele cu lapte mult. Poate face lucrul ăsta, dar este o muncă în plus. Îi pot oferi cerealele cu lapte de vacă. Pot face brioșe care poate au un conținut de lapte. Pot face griș cu lapte. Pot să-i dau orez cu lapte copilului. Deci în preparate îi pot oferi lapte la orice vârstă, începând cu 6 luni. Trebuie să țin cont de rolul altor alimente. Mă interesează mult în perioada asta alimente cu fier, deci e importantă carnea. Carnea vine lângă legume care mi-aduc vitamine. Drept care lactatele ocupă un rol nu principal în diversificare, dar pot și ele fi folosite încet, încet. Să zicem așa, un copil care este interesat de mâncare și mănâncă cu plăcere cam ce îi oferim. Începem cu legume, adăugăm carne sau ou lângă legume. Asta este o masă de prânz consistentă. Iar apoi, ca gustări, îi putem oferi fructe și lactate. Fie simple, fie combinate. Deci asta se poate întâmpla la copiii dornici de a testa lucruri noi până în 7 luni. La copiii mai puțin interesați, care au încă tot ce le trebuie și nu se despart așa ușor de alăptat sau de biberonul de lapte praf, s-ar putea să dureze puțin mai mult introducerea acestor lactate. Fiecare copil are ritmul lui și este ok să-l respectăm atât timp cât el crește în continuare în greutate și nu pare să aibă deficite nutriționale de niciun fel. Dar noi le oferim. Am înțeles. Aș vrea să te întreb, ne-ai spus de unt, de unt în legume, de lapte, poate cu cereale sau în diverse preparate în casă.
Aș vrea să-mi povestești puțin despre iaurt, chefir, sana, laptele covosit. După cum știm, el conține o serie de bacterii benefice pentru organism. Putem să oferim oricare dintre ele micuțului, chiar de la începutul diversificării? Sigur că da. Iaurtul chiar este unul dintre alimentele foarte iubite de mulți bebeluși. Și el are un aport bogat în proteine, în calciu. El poate fi foarte ușor folosit în combinații. Pot să-l ofer și simplu, dar pot să-l ofer în combinații, ori cu fructe, ori cu cereale. Sunt copii care iubesc iaurtul, dar nu se ating de legume. Și atunci pot sfătui mama să combine legumele cu puțin iaurt și s-ar putea să fie mai dispus să le mănânce așa. Sunt destul de mulți copii care mănâncă aproape totul în combinație cu iaurt. Este o bună metodă de a-l obișnui și cu alte gusturi. Nu putem să continuăm așa la nesfârșit cu iaurt în toate alimentele. Eu am continuat cu iaurt în toate alimentele cu fetița mea până la vârsta de 2 ani. Ok. Deci nu mânca absolut nimic decât dacă îi puneam o linguriță sau o lingură de iaurt în mâncare. Deci nu vrei să spui, inclusiv la chestii la cuptor, gen cărniță la cuptor sau ciorbă sau orice, trebuia să-i pun o linguriță de, să-i pun o linguriță de iaurt. Cu băiețelul nu s-a mai întâmplat așa, dar uite că am supraviețuit și n-a fost de rău deloc. Adică a început să mănânce și alte alimente. A început ulterior să mănânce, dar nu mi s-a părut că a fost ceva nepotrivit că îi puneam lingurița aia de iaurt în mâncărică. Iar toate lactatele astea fermentate de care ai Bunico, dar tu de ce nu ești pe Insta? Biosoarele? Cum răsare biosoarele? Coana Chiva scoate bine. Aceste lactate fermentate ajută și flora bacteriană din colon a copilului să fie una sănătoasă și această floră participă la digestie. Deci, da, este chiar recomandat. Toți ar trebui să consumăm iaurt sau alte lactate cu fermentate. Am înțeles. Sunt întrebări și în online, dar este o întrebare și pe buzele mele. Ce facem dacă avem copii care refuză lactatele la începutul diversificării? În principiu, având în vedere că dacă vorbim de perioada 6 luni, un an, cel mai probabil copilul respectiv are în alimentație încă mese de lapte, fie că este alăptat, fie că este hrănit cu lapte praf. Faptul că ne refuză nouă iaurtul sau brânzica nu este o problemă. Ne asigurăm că și ia calciu, proteinele din alte surse, ori din laptele pe care îl bea, ori calciu, de exemplu, pot să-l dau din nuci, pot să-l dau din chia și atunci pot să folosesc aceste produse alături de fructe sau în alte preparate. Pot să pun lactate în preparate, să fac sufleuri, budinci care să conțină lactate, chiar dacă nu le mănâncă simple ca atare, dacă le consumăm preparate, este în regulă. Nu e nicio tragedie dacă le refuză o perioadă, cel mai probabil se va găsi. Lactatele se pot folosi în atâtea moduri încât eu nu cred că nu se găsește o variantă în care copilul să le accepte, fie cu fructe, fie cu mămăligă. Trebuie să existe ceva ce acceptă. Uh-huh. Nu trebuie să rămânem cu ideea, aoleu, nu mănâncă iaurt, nu mănâncă brânză, ce ne facem? Nu. Se găsesc soluții. Adică să încercăm cât mai multe variante până la un moment dat se va obișnui cu gustul, cu ideea și lucrurile or să meargă mai bine. Ai spus la un moment dat
de că am putea fi ușor îngrijorați dacă dieta este săracă în lactate. Lucrul ăsta ar putea atrage anumite deficiențe. Lactatele ne aduc nouă proteine multe, ne aduc lipide, grăsimi, deci, și sunt o sursă foarte importantă de calciu. Pot lua calciu și din alte alimente, dar este mult mai ușor să le iau din lactate. Suntem consumatori în mare parte de lactate sub o formă sau alta. Nu înseamnă neapărat că toți trebuie să bem lapte, dar toți mâncăm o brânză, un cașcaval, un iaurt. Doar dietele astea vegane își iau proteinele și calciu din alte surse. Dar în rest, noi toți consumăm într-o formă sau alta lactate. Deci da, calciu ne interesează cel mai mult în caz că ne lipsește lactatul din alimentație. Deci e bine să fim atenți, să existe totuși un echilibru. Da, mai ales la copii, în perioada de creștere a oaselor, calciu este extrem de important. Mulțumesc, Ilinca. Imediat revin cu următoarea întrebare la tine, dar aș vrea să le mai reamintesc celor care ne privesc că pot să pună comentarii cu încredere în live-ul de pe Facebook. O să încercăm să răspundem la cât mai multe dintre ele. Am ajuns și la întrebarea care stă pe buzele mămicilor. Ce tipuri de brânzeturi dăm copilului până în vârsta de un an? Era chiar și o întrebare în online. Doar brânzica de casă și celebrii bulgăraș de brânză cu smântână? Și de ce ar fi? De ce este de preferat acest tip de brânzică? Deci până într-un an avem laptele la sân sau laptele praf, avem iaurtul și avem brânzica de casă sau bulgărașii de brânză. Mai putem folosi și alte tipuri de brânze, dar ne condiționează destul de mult conținutul de sare. Majoritatea celelalte brânzeturi pot avea un conținut crescut de sare, care nu este recomandat bebelușilor până într-un an. Și atunci ne ferim de cașcaval, ne ferim de telemea, pentru că prea multă sare poate supra-solicita rinichii bebelușului și nu este cazul. Iaurtul, brânzica de casă sunt niște surse excelente de proteine din punctul ăsta de vedere. Îi asigură bebelușului tot necesarul de nutrienți și atunci ne putem lipsi de celelalte brânzeturi. Dar după un an, când restricția la sare nu mai este atât de importantă și copilul poate consuma și alimente mai sărate, aici este ușor de interpretat asta cu alimente mai sărate, fără excese. Are ce voie înseamnă de mai sărate atunci? Exact, nu e cu calcule matematice, cel puțin nu când vorbim cu o mamă. Din când în când are voie și o brânză mai sărată. Poate chiar o dată pe zi are voie o bucățică de telemea, o bucățică de cașcaval, dar să nu fie alături de alte alimente sărate, de murături sau mai știu eu ce. Trebuie un echilibru în toate. Deci nu e interzis să mănânci alimente, brânzeturi sărate, doar trebuie să fim atenți să nu facem excese și ele să nu înlocuiască alte alimente. Dacă vedem că avem un copil de un an și un pic și mănâncă doar telemea dimineața la prânz și seara, cu siguranță nu e în regulă. Dar dacă el mănâncă și făinos, și lactat, și carne, și legume, cel mai probabil este în regulă. Lactatele din porția, din farfuria zilnică, reprezintă o mică parte. Dar acea mică parte, doar o parte din ea poate fi reprezentată de o brânză mai sărată. Deci, după un an, orice tip de brânză, cu mențiunea că
poate ar fi bine să fim atenți la, și la cât de procesată e brânza respectivă. Cu cât e mai procesată, crește conținutul de acești grași saturați, care nu sunt cei mai sănătoși posibil. Aici trebuie să ne explici un pic, că și pe mine m-ai pierdut. Hai să vedem ce înseamnă procesată și acești grași. Bun. Saturați sau nesaturați? Saturați. Nu ne plac, nesaturați ne plac. Păi hai să facem, să simplificăm cât mai mult. O brânză de vaci proaspătă sau un caș, o urdă, au mai mulți acizi grași nesaturați, pe când un cașcaval are mai mulți acizi grași saturați. Este ceva mai nesănătos. Ilinca, asta vedem pe etichetă, presupun. Asta putem să verificăm pe etichetă sau pur și simplu știm așa cum ai zis tu? Nu, o luăm ca informație mare generală. Nu sunt descrise pe etichetă, așa ar trebui să se descrie pe etichete, ne spune câte grăsimi are. Dar grăsimile, există grăsimi bune, grăsimi mai puțin bune. Da? Sunt necesare grăsimile, mai ales în primii 2-3 ani de viață sunt extrem de necesare grăsimile. Copiii pot consuma lactate integrale cu toată grăsimea lor naturală. După vârsta de 2-3 ani sau la copiii obezi, există recomandarea de a reduce conținutul de grăsimi din alimentație sau de a înlocui grăsimile animale cu mai multe grăsimi vegetale. Grăsimile vegetale, din nou, sunt o sursă bună de acizi grași nesaturați, deci acizi grași sănătoși. Deci, au voie copiii peste un an, au voie orice fel de brânzeturi, nu cantități mari de cașcaval, nu cantități mari de brânzeturi foarte sărate și obligatoriu ca sursă de grăsimi să fie și grăsimile vegetale. Nucile, uleiul de măsline, avocado, peștele, e o sursă animală, dar tot o sursă sănătoasă de grăsimi. Aș vrea să fac un pic de recapitulare, pentru că mai sunt oameni care intră pe parcursul emisiunii și îmi dau seama din întrebări că, uite, de exemplu, mai sunt întrebări despre unt, lucruri despre care noi am vorbit la început. Eu o să fac o scurtă recapitulare și tu mă corectezi dacă, în caz că nu zic bine. Din ce am înțeles eu de la tine, putem începe lejer cu untul la începutul diversificării, pus puțin peste legume, deci putem să punem puțin unt peste legume la copiii micuți, sub un an, care de-abia încep diversificarea. Până într-un an, bulgărașii de brânză cu smântână și brânzica de casă, lactate practic fără prea multă sare, fără un aport foarte mare de sare, după care, după vârsta de un an, dar nu în continuare într-un fel echilibrat, putem adăuga și lactatele care au un conținut un pic mai mare de sare, cum ar fi cașcavalul, telemeaua, nu intru în ce mi-ai zis cu cele procesate și așa, pentru că am înțeles, dar nu știu dacă aș putea în momentul ăsta să reproduc, dar de înțeles s-a înțeles, îți garantez, s-a înțeles foarte clar. Haide să te mai întreb, pentru că există și întrebarea aceasta. Ce ne poți spune despre brânzeturile fermentate? Cred că ne ducem către categoria copiilor un pic mai măricei. Există riscuri dacă oferim copilului brânzeturi de tip blue cheese sau brânză brie? Există riscuri la categorii speciale de consumatori. Există riscuri la copiii foarte mici, până într-un an. Există riscuri la copiii cu probleme de imunitate și la vârstnici. Aceste brânzeturi cu mucegai pot conține o bacterie numită listeria, care este periculoasă. Ok, există tratament pentru ea, dar o îmbolnăvire cu listeria, o gastroenterocolită, nu e ceva ce ne dorim. Deci la fel, după un an, teoretic le putem oferi.
Ideal ar fi să avem o sursă cât mai sigură, să consumăm și noi împreună cu copilul, dar într-adevăr un adult s-ar putea să nu fie afectat de prezența acestei bacterii. Dar nu până într-un an. Și din nou cu măsură. Iartă-mă, vreau să te completez. Te rog. Mi-ai zis să te completez. Da, ai uitat să zici de iaurt între 6 luni și un an. Așa. Da, și de celelalte produse care conțin bacterii bune, cum ar fi sana, chefirul, laptele covăsit. Da, vezi? Uitasem. Ce bine că suntem două și putem să ne completăm. Considerăm brânzica de casă o masă întreagă alături de legume sau doar gustare? Grea întrebare. Depinde de copil. În principiu, eu înțeleg prin gustare o oferire a copilului a unei porții de mâncare nu foarte complexă, nu cu un amestec de multe categorii de mâncare, dar trebuie să nu fie nici foarte sățioasă. Gustare pot fi fructele cu puțin iaurt, poate fi și brânzica o gustare, dar aleg brânzică cu, poate pun niște măraș sau niște avocado. Dacă o pun cu smântână, s-ar putea să fie o masă zdravănă și peste două ore și jumătate copilul să nu mai vrea să mănânce nimic. Și atunci am transformat-o într-o masă. Depinde de copil. Deci brânzica intră la ambele categorii, nu pot să o stabilesc exact. Depinde de copil. Dacă vreau, pot să o ofer ca gustare după amiaza, dar e important să văd cum se comportă copilul la cină. Dacă refuză orice îi mai ofer suplimentar, o reduc din gustare. Practic, tot observația noastră a părinților și felul în care gestionăm și echilibrăm dieta și felul în care alimentația, felul în care mâncăm, e cheia, nu? Absolut. Ai vorbit tu puțin la început, aș vrea să detaliem un pic mai mult subiectul acesta, laptele de vacă. De la ce vârstă îl introducem și în ce cantități? Ok. Am zis așa, că între 6 luni și un an, laptele de vacă sau laptele de capră pot fi folosite în preparate, fără absolut niciun fel de problemă. Fie sub formă de alte lactate, dar și ca atare în preparate. Griș cu lapte sau orez cu lapte pot să-i ofer copilului. După vârsta de un an, variază destul de mult recomandările. Sunt copii care încă beau destul de mult lapte. După vârsta de un an nu mai e necesar să-i ofer lapte praf. Dacă era un copil hrănit cu lapte praf, îi pot oferi lapte de vacă sau lapte de capră direct în locul laptelui praf, atât timp cât copilul mănâncă variat, cât își poate lua nutrienți și din alte alimente. Și recomandările sunt undeva cam 2 căni de lapte pe zi, începând cu un an până pe la 2-3. Doar că trecerea asta nu o fac brusc. Aici recomandările scrise pot induce mama în eroare destul de mult. Am un copil care încă bea 3-4 biberoane de lapte praf sau e alăptat de 5-6 ori pe zi. Trebuie să fac o trecere treptată la oferirea acestui lapte de vacă. Este alăptat, s-ar putea să nu aibă nevoie prea curând de laptele de vacă. Este hrănit cu lapte praf, pot treptat să înlocuiesc laptele praf cu lapte de vacă, dar în același timp să și reduc cantitatea, adică să nu depășesc în niciun caz 500 de mililitri pe zi. Nu fac lucrul ăsta imediat după împlinirea vârstei de un an, dar treptat în următoarele 5-6 luni ar trebui să ajung la 2 porții, 2 căni de lapte pe zi.
cum fac lucrul ăsta, renunț treptat la biberon, îi trec laptele în cană și atunci de multe ori copiii continuă după un an să bea mult lapte praf pentru că le place subtul din biberon. Dar dacă le înlocuiesc cu o cană și trec laptele, ofer laptele la masă, și asta e un aspect important, să ofer laptele la sfârșitul mesei, la sfârșitul micului dejun și la sfârșitul cinei, renunț la biberonul de la culcare pentru că trebuie oricum să spăl copilul pe dinți după ce a băut lapte din biberon, se va reduce interesul ăsta pentru subt mult lapte și ajung la aceste două porții pe zi. E important părinții să nu înlocuiască alte mese cu lapte. Nu și-a mâncat ciorba, hai că îi dau un lapte și gata. Nu, n-a mâncat ciorba înseamnă că nu e foame. Vedem ce urmează la masa următoare. Dar știi tu cum că se lasă cumva păcăliți ușor părinții, pentru că nu vrea ciorba, dar îi dai lepede biberonul cu lapte și pe biberon îl ia cu mare, mare plăcere. Da. Și atunci părinții zic, uite, totuși a fost foame, știi? Da. Adică noi suntem foarte ușor de copleșit așa când sunt copilași mici și mă bucur că dai și informațiile astea, să avem un pic mai multă încredere în noi, că dacă nu am mâncat, probabil că nu era foarte foame și să avem mai multă răbdare. Sau îi oferim altceva, dar asemănător, adică nu înlocuim legumele cu laptele. Ok, e minunat laptele, este foarte sănătos, dar nu înlocuiește beneficiile legumelor. Trebuie să găsim o variantă ca ele să fie încă prezente în alimentație. Și oricum, oferirea de lapte în loc de prânz e, cred că, puțin mai bună decât oferirea de biscuițel în loc de masa de prânz. Așa. Dar așa, nu greșim chiar cu totul. Ai adus în discuție laptele de capră. Din câte știu, este mai nutritiv decât laptele de vacă și este recomandat copiilor. Mai sunt și alte motive pentru care alegem laptele de capră în detrimentul laptelui de vacă pentru cei mici? Are mai mult calciu, are mai puțină lactoză. Lactoza asta poate cu timpul să cauzeze o intoleranță. Noi adulții știm foarte bine, dar ea poate apărea chiar de la vârsta de copil. Dacă nu suntem obișnuiți să bem lapte și bem o cană de lapte de vacă, începe să ne doară burta și avem nevoie la baie. Este o intoleranță la lactoză. Enzima care digeră lactoza nu mai e prezentă în cantitate la fel de mare ca la bebeluș. Laptele de capră e mai blând din punctul ăsta de vedere pentru că are lactoză mai puțină. Laptele de capră dă mai puține alergii. Există o alergie foarte frecventă la proteina din laptele de vacă. La capră este și ea prezentă. Mulți copii care sunt alergici la vacă sunt alergici și la proteina din laptele de capră, dar nu toți. Deci alergiile sunt ceva mai reduse și un beneficiu major e că e ceva mai ușor de digerat laptele de capră. Deci alegem laptele de capră odată pentru că este mai nutritiv, cum ai spus și tu, conține mai mult calciu, dar este și mai ușor de digerat și poate fi tolerat mai bine de cei cu alergii. Nu vreau să intrăm în subiectul ăsta acum, pentru că mai am o întrebare, după care o să te întreb despre micuții cu alergii și care este protocolul, dar acum vreau să te întreb despre produsele bio, făcute 100% din lapte ecologic, și care sunt evident și certificate ecologic. Din câte știu eu, îți spun ce știu eu, vacile sunt hrănite doar cu furaje netratate chimic, solul unde pasc vacile este detoxifiat cu mai bine de 5 ani înainte să ajungă făcuțele și să mănânce de acolo, și sunt la distanțe foarte mari de zonele poluate. Dacă mai ai și tu, mai vrei să completezi și cu alte diferențe, sau
să ne spui la ce ar fi bine să ne, să ne uităm când alegem aceste, aceste produse. La frunza, la celebra frunză care, pe care o găsim pe etichetele acestor produse, dacă au și alte valori nutritive. Din punct de vedere nutrițional, s-au tot făcut studii, dar nu au ajuns la o concluzie foarte clară. Se pare că din punct de vedere nutrițional diferențele nu sunt majore, dar într-adevăr vrem, mai ales pentru copii care în perioada de un an, doi, trei își construiesc corpul, vrem să-l construiască cu produse de cea mai bună calitate și de atunci e de preferat pe cât posibil să folosim produse bio. Efectele folosirii produselor nebio probabil că o să le aflăm peste niște zeci de ani, pentru că părinții noștri nu cunoșteau altceva decât în mare parte era totul bio, era de la bunica din curte și vaca mânca iarbă, nu era închisă cu alte mii de vaci și mânca furaje și lua antibiotice. Dar da, vrem sursă cât mai bună, dar din punct de vedere nutrițional poate doar niște omega 3 să aibă, să aibă suplimentar. Dar cu siguranță sunt produse mult, cum ai spus tu, de calitate, mult mai curate. Da. Știm că văcuțele mănâncă și ele mâncare bună, așadar și laptele lor vine cu o calitate sporită și cred că toți ne dorim ca micuții noștri să mănânce cât mai, cât mai bine și cât mai sănătos. Și poluăm și mai puțin. Și uite, vezi? Ca să nu ne mai gândim doar la beneficiul nostru, poate să ne gândim și la beneficiul celorlalți și al planetei, nici măcar nu poluăm. Foarte, foarte frumoasă ideea. Îți spuneam că vreau să ajungem la micuții cu APLV, care înseamnă că au alergie sau intoleranță la proteina din lapte. Uite, mă bucur că mi-ai zis alergie sau intoleranță. Alergia și intoleranța sunt foarte frecvent confundate și mă folosesc de această ocazie să o mai lămuresc o dată. Intoleranța este la lactoză, nu e la proteina din laptele de vacă, deci la zahărul, la partea dulce din lactat. O intoleranță la lactoză este este extrem de rară la bebeluși, dar apare după episoade diareice sau la vârsta adultă sau la bătrân, dispare enzima care digeră lactoza și se manifestă cu dureri de burtă, cu gaze, cu scaune apoase. Dar, în fine, există niște forme drastice, există forme cu care putem supraviețui. Alergia, deci intoleranța este lipsa unei enzime. Alergia este o reacție exagerată a corpului copilului la o proteină, la ceva din exterior. Proteina din laptele de vacă determină foarte frecvent alergii și ele se manifestă încă din primele luni de viață, pot manifesta bebelușii astfel de alergii. Chiar copiii alăptați primesc prin laptele matern proteină din laptele de vacă consumat de mamă. Nu trebuie mama să bea lapte, e suficient să mănânce orice tip de lactat. Proteina e prezentă în aproape toate și atunci această proteină ajunge prin laptele matern la bebeluș, iar cei hrăniți cu lapte praf cu siguranță primesc proteină în proteina de la din laptele de vacă în alimentația lor. Încetul cu încetul, în câteva săptămâni, începând cu 6-7 săptămâni, apar zone de dermatită, apar zone mai roșii, mai aspre pe pielea bebelușului. Pot apărea niște scaune modificate, mai moi, mai verzi, pot apărea dureri de burtică. Se poate accentua un reflux pe care mulți bebeluși îl au în mod normal. Se poate accentua. Toate astea
pot să ne ducă cu gândul la o alergie. Eu, ca pediatru, verific întâi orice altă cauză de dureri de burtă și scaune modificate, mai ales la cei alăptați, poate fi chiar o problemă de tehnică de a hrăni bebelușul. La partea de dermatită, la partea de piele, verific să nu fie un gel de duș, un detergent care să producă aceste modificări. Dar dacă am exclus alte cauze și am tot acest tablou, dermatită, scaune modificate și dureri de burtă, eventual o creștere în greutate nu grozavă, mă pot gândi la alergia la proteina laptelui de vacă. Și atunci, dacă e vorba de un copil hrănit cu lapte praf, voi alege o altă formulă de lapte din care a fost eliminată în totalitate proteina sau a fost hidrolizată, a fost distrusă proteina din laptele de vacă. Dacă este vorba de un copil alăptat, voi recomanda mamei să scoată din alimentația ei orice urmă de lapte sau de proteină din lapte de vacă. Mama nu are voie să consume lapte, n-are voie unt, n-are voie înghețată care are lapte, nu are voie brânză, iaurt, smântână. Trebuie să citească ingredientele de pe toate produsele din comerț pe care le consumă, pentru că urme de lapte pot fi în foarte multe alimente, în mezeluri, în pâine. Trebuie să știe exact să nu consume nicio urmă de lapte. De obicei, mama ține acest regim foarte strict timp de 3 săptămâni și apoi ideal ar fi să reintroducă în alimentația ei aceste proteine, să vadă dacă reapar manifestările. Ar trebui în astea 3 săptămâni manifestările să diminue puțin, iar când le reintroduce, din nou să apară dureri de burtă, scaune modificate. Dacă se întâmplă asta, știm că e alergie, bănuim, nu putem ști cu siguranță, și mama va exclude pentru mai mult timp din alimentație lactatele și la diversificare nu îi va oferi bebelușului lactate. Pe la 7-8 luni mama poate reîncerca să introducă în alimentația ei, întâi în alimentația ei, dacă e vorba de un copil alăptat, cumva proteina e mai procesată dacă vine prin laptele matern, sau îi oferim bebelușului hrănit cu lapte praf o cantitate mică de lactat și vedem dacă manifestările se mențin. Această alergie la proteina din laptele de vacă e foarte frecventă, se pare că are legătură cu oferirea de lapte praf în maternitate, înainte ca bebelușul să apuce să sugă. Laptele matern, colostru, îl protejează de dezvoltarea acestei alergii. Și, din fericire, majoritatea alergiilor la proteina din laptele de vacă dispar în jurul vârstei de 8-9 luni. La unii persistă, poate să persiste până la 2-3 ani, pot persista aceste alergii chiar toată viața, doar că extrem, extrem de rar. Alergiile astea pot avea niște, alergia la proteina din laptele de vacă poate avea niște manifestări ușoare sau unele mai severe, adică poate putem supraviețui cu o dermatită, dar cu scaune diareice sau vărsături nu putem. Și atunci este în funcție și de manifestări. Eu trimit copilașii aceștia și la alergolog, se fac tot felul de teste de piele, de sânge, pentru a identifica exact stadiul bolilor. Nu e o distracție, este neplăcut pentru mama care alăptează să țină regim, dar alăptatul e cel mai bun lucru pe care îl poate face mama respectivă, ținând regim, se obișnuiește să se hrănească astfel și se găsesc așa zisele lăpturi din laptele de vegetal, din orez, din migdale, din caju. Se poate înlocui sursa de calciu și de proteine cu surse vegetale. E mai greu, trebuie cantități ceva mai mari, dar nu este imposibil.
Am rămas cu două idei principale din ce mi-ai spus tu. Prima idee este că e musai ca un medic să decidă dacă micuțul este alergic la proteina din lapte, adică chiar dacă vedem mici simptome care ar putea fi asemănătoare, e bine să nu tragem concluzii singuri, ci dacă ne îngrijorează ceva să mergem la medic și așa cum ai spus tu, sunt destul de multe observații și destul de multe lucruri pe care medicul le face înainte de a pune acest diagnostic. E un diagnostic, da? Nu? Da. E un regim, iartă-mă o secundă, e un regim destul de greu de ținut. Văd multe mame care, știind câte ceva despre alergia asta, se gândesc la ea și se apucă să țină regimul. Sunt de admirat, dar s-ar putea de multe ori să-l țină inutil, să fie ele private de nutrienți atât de necesari sau să se streseze, aoleo, nu mai pot să-mi beau eu cafeaua mea cu lapte de toate zilele. Da, pentru că noi oamenii auzim foarte multe informații, în special în era aceasta modernă, auzim fel de fel de intoleranțe, de alergii, de fel de fel de lucruri și, după cum bine știi, ni se pare că și toate simptomele sunt la noi acasă. Și atunci, uite, cum spui și tu, ne putem priva de cele mai multe ori de nutrienți foarte, foarte importanți și cel mai bine e nici să nu fim, să nu ne pese, nici să nu spunem că nouă nu ni se întâmplă nimic și suntem tot puternici, ci să fim buni observatori și să venim la medic și medicul e cel în măsură să ne ajute. Și a doua idee pe care am tras-o ca concluzie la ce ai spus tu cu alergia la proteina de lapte, faptul că micuții, dacă sunt alăptați imediat după naștere, colostrul îi protejează și atunci rata de alergie poate să fie chiar redusă, mai scăzută. Mai scăzută. Foarte important. Uite, astea sunt informații pe care noi știm cumva, e bun colostru, e bună alăptarea, dar uite, sunt mici lucruri care e bine să le auzim de mai multe ori ca să ne rămână imprimate acolo și să avem grijă la ceea ce facem. Dacă mai ai tu să-mi spui ceva despre protocolul copiilor, ce se mai întâmplă, mie mi se pare că ai spus, a fost informație suficientă pentru această categorie, doar dacă mai ai tu de ceva de completat. Dacă nu, o să intru cu câteva întrebări din online. Te rog. Uite, mie mi s-a părut foarte interesantă întrebarea Alinei Elena Doboș. Nu m-am gândit niciodată că aș putea să fac așa o structură, ce să mănânc dimineața la prânz și după amiaza, ce lactate să folosesc. Ea ne întreabă ce lactate se pot oferi seara. Se face așa o departajare, mâncăm ceva dimineața, mai potrivit ceva dimineața, ceva potrivit la cină? Nu. Este de multe ori și la cursul de diversificare pe care îl țin, mulți părinți ar putea să aibă așteptarea ca eu să le zic pe zile, pe ore, pe cantități exact ce și cum trebuie să mâncăm. Nu, nu este important. Putem bea laptele la prânz dacă vrem și mânca ciorba dimineață. Important este pe toată ziua să avem o alimentație echilibrată care să conțină din toate alimentele. Da, vrem dimineața chestii care să ne dea energie pe termen mai lung. Da, vrem seara ceva făinos care ne ține de foame peste noapte. Dacă mâncăm niște fructe, s-ar putea până apucăm să ne băgăm în pat să ni se facă foame. Dar astea sunt lucruri pe care ni le adaptăm noi la ce simțim. Și poate asta e important de reținut, să fim atenți ca nouă să ne fie bine. Dacă nouă ne e bine, avem analize bune, dar noi mâncăm ciorba dimineață și bem jumătatea de litru seara, nu e niciun fel de problemă. Dar de multe ori când dăm niște recomandări, da, le structurăm puțin ca să fie mai ușor de reținut. Dar nu este atât de important momentul zilei la care consum
consum aceste alimente. Da, și mi-închipuri că ar fi și foarte stresant să te gândești iaurtul dimineața sau, nu știu, să faci așa o listă, cred că ar fi destul de... Să bifăm, așa, n-ar fi ușor. Și din perspectiva mea de psiholog, acum eu le spun mămicilor că cu cât sunt ele mai relaxate și cât au o viață mai liniștită, cu atât le va fi și micuților mai bine. Deci dacă stăm așa cu liste și cu bifat, e posibil să ne stresăm foarte tare și să pierdem să pierdem principalul din vedere, copilul. Ne gândim la liste, listuțe și copilul e pe undeva pe lângă noi, dar nu cu noi. Uite o întrebare tot din online, Florentina Ramona, de câte ori pe săptămână oferim, tot cu listuța, dar oricum e vorba de cantitate, de câte ori pe săptămână oferim iaurt? Presupun că o să spui la fel în funcție de cum simțim copilul, că exact. De cum pot oferi și zilnic. Dacă este lactatul principal, îl pot oferi zilnic. Poate nu-i place brânzica, nu-i place iaurtul, pot să nu-l ofer deloc și să ofer alternative. Lactat ne trebuie în fiecare zi, fie că e iaurt, fie că e paharul cu lapte, fie că e brânză. În principiu, dacă am o sursă de calciu, este în regulă. Nu e cu cifre exacte, nu e matematică. Uite o întrebare despre produse anume. Ricota, mascarpone sunt permise, nu ne întreabă la ce vârstă, dar... Da, să știi că am studiat puțin pentru emisiunea asta, dar mi-am prins urechile cu modul de preparare a tuturor acestor tipuri de brânză. De exemplu, la ricota. Ricota este o brânză pe care o putem oferi până într-un an și după un an, bineînțeles. Nu e bogată în sare, dar nu e la fel de bogată în proteină. Ea e făcută din zer, dacă țin eu minte. În zer, caseina, proteina principală, e în cantitate foarte mică. Dar da, pot oferi ricota. Mascarpone este o brânză, dacă țin eu bine minte, cu multe grăsimi. O pot folosi, nu fac exces de ea. Ce am citit eu despre ricota, despre mascarpone, eu îl pun doar la tiramisu, dar ea poate fi pusă pe pâine. Sunt părinți care oferă ca gustare o felie de pâine cu mascarpone. Eu tot așa, de la un alt webinar pe care l-am avut, Social Moms, un alt invitat spunea că ar trebui să ținem cont și de zona din care facem parte, de naționalitate, de, nu știu, de foarte mulți factori. Și atunci, dacă noi facem parte, nu știu, italienii probabil că mănâncă, nu știu, cum spui tu, întinsă pe pâine. Și atunci e posibil, foarte posibil, ca ei să fie obișnuiți cu așa ceva și copiii lor, la rândul lor, să fie transgenerațional cumva și ei obișnuiți cu aceeași dietă. Deci ne întoarcem la ce ai spus prima oară, suntem buni observatori și vedem ce-i face copilului, ce-i face copilului bine. Exact, ce îi place. Legat de zona geografică, nu suntem la așa mare distanță de italieni. E vorba de diferențe majore între continente, de obicei și parcă nu la lactate. Deși la lactate continentele și unele țări consumă laptele de la alte animale. De exemplu, cămilă, nu știu dacă a băut prea multă lume, dar sunt țări unde asta se bea. Ricota, de exemplu, echivalentul la noi este urda, dacă nu mă înșel. Este tot o brânză nu foarte sărată, care da, poate fi oferită începând cu 6 luni, dar neavând acea caseină, proteina principală, e mai săracă în proteine, da? Nu e la fel de nutritivă, nu ne aduce la fel de multe beneficii ca brânza de vaci proaspătă, brânza dulce. Smântâna, tot întrebare din online. Smântâna este permisă până într-un an? E o întrebare specifică, deci până într-un an. Da, și e foarte bună și le place.
La fel, la grijă la smântână, grăsimile smântânii sunt bune. Nu dăm în exces smântână unui copil obez sau cu risc de obezitate, cu persoane obeze în familie. Și după 2-3 ani scădem treptat conținutul de grăsime din tot, inclusiv din lactate. Este chiar o întrebare. Belu Ioana întreabă ce procent de grăsime sunt, cum suntem atenți la procentul de grăsime din lactate. Păi, deci asta, până la 2-3 ani putem folosi lactatele integrale, deci laptele cu 3,5-7-8, pe acolo, 3,8%. Iaurtul poate fi și 10%, cum e iaurtul grecesc, deci cu grăsimi. Smântâna la fel poate fi oricât de grasă. După aceea putem să trecem. În alte țări există foarte multe variante. La noi eu nici nu am căutat, e adevărat, dar în principiu știu că la lapte găsești fie lapte integral 3,5, fie 1,5. Este foarte bine să le alternăm, să consumăm și. Suntem obezi și vrem să reducem și mai mult conținutul de grăsime, ok, consumăm doar 1,5. Deci la fel adaptăm la nevoile noastre. Un copil care face sport de performanță are nevoie de mai multe calorii. Lui îi dăm mai des alimente mai grase. Uite că la smântână nu știu care e procentul de grăsim dintr-o smântână. O să mă documentez și o să răspund. Da? Deci iaurtul este în mod normal 3,5, obținut fără a fi îngrășat suplimentar. Un iaurt cu 2% e parțial degresat. Mulțumesc, Ilinca. O să, probabil că o să intri și tu și o să mai vezi din întrebări. Cu drag, sigur. Eu îți mulțumesc foarte, foarte mult. O să fac eu o scurtă concluzie. Am înțeles cât de importante sunt lactatele în dieta copiilor. Putem începe cu untul peste legume, continuăm cu brânzica de casă, bulgărașii de casă și iaurtul, precum și chefir, sana, lapte necovăsit lejer până în vârsta de un an, după care, după un an, trecem mai departe, cașcaval, telemea și alte produse care au un conținut mai mare de sare, dar cu moderație. La fel și cu celelalte, specialități, cum ar fi ricota, mascarpone, brânza cu mucegai, brânza brie. Important e ca noi părinții să avem mare, mare grijă și să fim buni observatori, să vedem ce preferințe are copilul, să vedem ce se întâmplă cu el atunci când mănâncă, în caz că este alergic la proteina de lapte. Până la urmă, noi părinții suntem responsabili cumva să vedem ce se întâmplă cu copiii noștri din punct de vedere alimentar. Îți mulțumesc tare mult, Ilinca, vă mulțumim. Drag. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Înregistrarea va fi disponibilă după încheierea transmisiunii aici pe pagina de Facebook, cât și pe canalul YouTube Social Moms. Înainte de încheiere, vă transmit un scurt mesaj la Covalact. Covalact de țară ne invită pe noi, pe toți, să gătim rețetele preferate ale familiei noastre. Apoi intrăm frumos pe www.rețetedestatacasa.ro. Scriem rețeta familiei în concurs și dacă suntem norocoși putem câștiga vouchere de cumpărături în valoare de 200 de lei. Termenul limită este 8 iunie și ca să încheiem într-o manieră plăcută, am putea spune, cum spun cei de la Covalac, prea bun, prea ca la țară. Îți mulțumim din nou, Ilinca. Dumneavoastră, mai am să vă spun ceva, faptul că următorul webinar va avea loc joi, 13 mai, de la ora 12.
Atunci vom discuta despre un subiect la fel de interesant, tratamentele cu antibiotice la bebeluși și copii. Vă mulțumim încă o dată partenerului nostru Covalact. Până atunci, noi stăm în casă. La revedere! Bunico, dar tu de ce nu ești pe Insta? Insta! Da, Instagram. Uite, pui poze cu bulgăraș și ajungi influencer la oraș. Da, loc să-i pozăm. Nu mai bine-i mâncăm. Bulgăraș. Bulgăraș, dolofan de brânzică și smântână dulce ca laptele. Și gata, upload. E ca un joc. Brânzică de casă de la Covalac de țară. Prea bună, prea ca la țară.